Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, un autotren, un microbus și un autoturism. Mai multe persoane rămase încarcerate, respectiv 6 persoane, toate în microbuz. S-a acționat la extragerea victimelor și transportul lor către unitățile de primire urgență pentru acordare de asistență medicală. A fost dificilă intervenția? Da, a fost o intervenție dificilă ca urmare a numărului foarte mare de persoane rămase încarcerate în microbuz. Din accidentul rutier au ajuns 4 pacienți, din păcate unul dintre ei este într-o stare foarte gravă, 3 sunt răniți ceva mai ușor și sunt în curs de evaluare. În funcție de rezultatul investigațiilor o să decidem asupra oportunității internării și a secției pe care să rămână internați dacă e cazul.